Stadionul Mecanica din Orăștie este pe punctul de a-și recăpăta strălucirea cu ajutorul unui proiect în valoare de 1,2 milioane de euro, realizat de administrația publică locală prin Compania Națională de Investiții. Au fost realizate deja primele teste la iluminatul nocturn al stadionului, urmând a fi acoperite și tribunele ce au o capacitate de 600 de locuri. Pista de alergare a fost deja amenajată, ea având numai puțin de 6 culoare. 200.000 de euro, un proiect al administrației publice locale. Sigur, am început pe o finanțare. Noi, la nivel de municipiu Orăștie, avem două baze sportive, stadionul Dacia și acest stadion Mecanica, care a fost într-o stare avansată de degradare. Vedeți, nocturna, am făcut probele aseară la nocturnă. Este, cred că, singurul stadion cu 6 piste de alergare de 1,10 m din cauciuc, realizate în integralitate. În momentul respectiv, să știți, când am început această pistă de alergare, m-a întrebat proiectantul: domnul primar, chiar vrei aceasta? O să coste enorm de mult, adică de ordinul milioanelor de euro, adică vreo 16 milioane de euro, ca să faci ce vrei tu, să o faci toată din cauciuc, cauciucată, toată turnată din cauciuc, de 1,10 m, pentru toate competiții, să fie la standarde de competiție. Am zis, eu vreau asta la Orăștie și dacă îmi doresc, până la urmă o să găsesc și sursa de finanțare și o să o reușesc. Sigur, la momentul respectiv nu aveam niciun ban în bugetul local și doar puteam să sper și să visez la implementarea acestui proiect. Am început proiectul pe bugetul local, am dus până la un anumit punct, până la urmă am reușit să convinc Compania Națională de Investiții să îmi preia execuția lucrărilor și eu sper mai am tribunele de făcut, acele arcade, acoperirea tribunelor.